Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live aseară. FCSB a distrus-o pe Dinamo în derby, 6-0 pe Național Arena, un rezultat poate așteptat, poate neașteptat, însă este cea mai mare înfrângere din istoria, cea mai drastică înfrângere din istoria lui Dinamo, evident, cea mai drastică înfrângere a lui Dinamo în derbiurile cu FCSB. Un meci în care Dinamo a jucat în 10, după eliminarea lui Steliano Filip din minutul 37, s-a discutat la finalul partidei de aseară despre această eliminare, care ar fi fost una nejustificată, însă nu s-a discutat prea mult despre cotul în gât pe care Sorescu l-a dat unui adversar imediat după pauză. Oricum, un 6-0 care nu lasă loc de comentarii în privința justeții rezultatului. Putea fi un scor mai mare dacă FCSB nu menaja jucătorii pe final de partidă. Ce se va întâmpla acum la Dinamo? Asta rămâne de discutat. Proiectul DDB l-a susținut pe Dario Bonetti. Dario Bonetti care, iată, aduce cel mai rușinos episod din istoria clubului. Va rămâne sau nu italianul pe banca lui Dinamo? Asta o să încercăm să aflăm în această dimineață. Ce se întâmplă la FCSB și care e secretul victoriei de aseară din derby? O să discutăm și despre asta. Tot în această dimineață însă vom discuta despre un caz neștiut până acum, necunoscut până acum publicului. În timp ce CFR Cluj a câștigat patru titluri la rând în Liga 1, doi oficiali ai clubului CFR Cluj, neștiut de nimeni și sub ochii Federației Române de Fotbal și ai Ligii Profesioniste de Fotbal, încălcau regulamentele FRF. O să vedeți despre ce este vorba în această dimineață. Sunt doi oameni de încredere a lui Dan Petrescu. Unul dintre ei s-a și întors în club, e vorba de Bogdan Mara. S-a întors în club după ce Dan Petrescu a fost numit la CFR Cluj din nou antrenor în urma conflictului intern care a avut loc după meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Vă reamintesc, Marian Copilu, președintele Marian Copilu și Marius Șumudic au fost îndepărtați din club, au mai plecat alți oficiali de club. Bogdan Mara s-a întors la CFR Cluj, însă Bogdan Mara în ultimii ani a fost într-un conflict major de interese despre care vom vorbi în această dimineață. O să avem și documentele înregistrate la Federație și la Liga Profesionistă de Fotbal. Practic, cele două foruri care conduc fotbalul românesc au sub ochii lor dovezile, însă nimeni nu a făcut nimic în privința asta. Despre toate astea discutăm în această dimineață cu colegul meu de la Gazeta Sporturilor, Remus Răureanu. Bună dimineața, Remus! Bună dimineața! Ce faci? M-am trezit. Toate bune după derby? Ți-a plăcut derbiul? Nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Nu e un meci care să-ți placă. Dacă nu e suporter stelist, așa, n-ai ce să guști, pentru că a fost dezechilibrat, a fost o joacă. Așa. N-a fost fotbal. Dinamo a fost exagerat de slabă. Era de așteptat să fie exagerat de slabă. Cred că lotul este cel mai slab din istoria primei ligi din România. Ok. Apărarea, mai ales, apărarea de seară a fost de play-out din B. Uh-huh. Și e normal să fie așa, că e un lot adunat, fie din fotbaliști prea tineri ca să facă față în prima ligă cu talent doar bănuit, nu demonstrat, fie din jucători care au CV-uri, dar au niște CV-uri expirate, da, fiindcă ei au luat pauze exagerat de lungi. Nica n-a mai jucat fotbal de 2 ani, a venit, s-a accidentat, nici măcar n-a putut să evolueze aseară. Torje n-a mai jucat nici el de multe luni, Cosmin Matei de 3 luni. Sunt prea multe probleme adunate pentru ca Dinamo să se descurce și am văzut și aseară inclusiv în Vocile Gazetei, cred că Giambașul critica pe Bonetti. Da. Sigur că după 0-6 antrenorul e de criticat, e normal. Dar mi se pare și greu să-l evaluezi pe italian în contextul acesta în care materialul pe care îl folosește este unul de cea mai proastă calitate posibilă. E prea slabă echipa. Ok, o să discutăm despre derby, ne întoarcem și discutăm despre derby în câteva minute. Hai să discutăm un pic despre subiectul ăsta, despre conflictul de interese în care se află doi oficiali ai clubului CFR Cluj, un conflict de interese evident. Vedem un document, o dovadă pe care Gazeta Sporturilor a obținut-o în zilele trecute. E vorba despre o convenție pe care o vom și vedea, o convenție încheiată pe 4 septembrie 2019, convenția cu numărul 2981, o convenție încheiată între Astra Fotbal Club și firma MB World Soccer SRL, avându-l reprezentant legal pe domnul Bogdan Mara,
Convenție care este înregistrată 6 zile mai târziu, pe 10 septembrie 2019, la Liga Profesionistă de Fotbal, deoarece este vorba despre o creanță, despre o datorie pe care Astra o are la firma MB World Soccer SRL, reprezentată de Bogdan Mara, o datorie de 50.000 de euro reieșită în urma unor contracte de prestări servicii, scrie clar în acest document, 50.000 de euro plus TVA. Convenția este încheiată în sensul în care firma în care Mara era reprezentat legal, o păsuia pe Astra de plata datoriei în septembrie 2019, împingând termenul pentru ianuarie 2020, pentru ca Astra să-și poată rezolva acele verificări semestriale legate de licențiere, în timp ce Astra îi garanta firmei respective că banii vor putea fi luați dacă Astra nu plătește până în 20 ianuarie 2020. Banii pot fi luați direct de la Liga Profesionistă de Fotbal. Practic, știm genul ăsta de documente. Liga Profesionistă de Fotbal acționează acum ca un fel de bancă pentru cluburi. Cine are datorii, banii pot fi luați direct de la bancă, adică de la Liga Profesionistă de Fotbal. Iar firma obținea, practic, prin această convenție, garanția că va lua banii direct de la Liga Profesionistă de Fotbal. Doar că Liga Profesionistă de Fotbal, și o să vedem și partea a doua, pagina a doua, unde sunt semnăturile celor doi reprezentanți a entităților care semnează convenția. E vorba de Bogdan Mara, în calitate de administrator al firmei MB World Soccer SRL, și de Dani Coman, în calitate de conducător la Astra. Ei bine, iată, acestea sunt semnăturile de pe fila a doua a documentului. Liga Profesionistă de Fotbal a înregistrat, dând un număr de înregistrare acestui document, practic legalizează o încălcare a regulamentelor, pentru că Bogdan Mara, la data de 4 septembrie 2019, când actul este însemnat, Bogdan Mara era director sportiv la CFR Cluj. Iar potrivit regulamentului Federației Române de Fotbal, și citez acum, un intermediar sau o societate de intermediere, firma MB World Soccer SRL este o societate de intermediere și o să vedeți imediat dovada, așadar, un impresar sau o societate de intermediere nu pot deține, scrie în regulamentul FRF, acțiuni sau o funcție în cadrul unui club de fotbal. În mod similar, un club, un jucător, un antrenor sau un oficial al unui club nu pot deține acțiuni sau o funcție într-o societate de intermediere sau un interes în activitatea unui intermediar. Bun. Probabil că cei de la firma MB World Soccer SRL se pot lega de faptul că nu reprezintă de fapt o firmă de impresariat. O să vedeți dovada care este pe site-ul Federației de data aceasta, pentru că și pe site-ul Federației sau și Federația are niște documente care demonstrează încălcarea regulamentelor. Iată, în declarațiile impresarilor din perioada aprilie 2019 mai 2020, perioada în care Bogdan Mara era director sportiv la CFR Cluj, firma MB World Soccer intermediază două transferuri de jucători la Astra Giurgiu. E vorba despre Goodness Ohiremen și Florentin Matei de la FCSB. Unul de la Inter Zapresic, celălalt de la FCSB. Asta este o informație, ce vedeți acum, este de pe site-ul Federației Române de Fotbal. Deci, practic, Federația Română de Fotbal certifică faptul că MB World Soccer intermedia transferuri în perioada despre care am vorbit mai devreme, între începutul lui 2019 și începutul lui 2020, intermedia transferuri. Așadar, practic, LPF și FRF au dovada că Mara încalcă regulamentul. Remus. Nu, e important că tu ai și subliniat că documentul acela este validat de o instituție care ar trebui să controleze astfel de afaceri, adică Liga Profesionistă. Da. LPF nu doar că nu împiedică desfășurarea unor asemenea manevre, dar le și semnează, le aprobă. Exact. Asta e lucrul cel mai șocant din toată combinația, pentru că, înțelegi, părțile aveau interese să procedeze astfel, dar interesul LPF era să împiedice manevre neregulamentare și totuși Liga a aprobat procedura aceasta. Sigur că poți să interpretezi în 1000 de feluri. Și prin faptul că CFR era un adversar al Astrei în campionat și prin faptul că Bogdan Mara a mers după ce a plecat de la Cluj tocmai la Astra. Da. Poți face multe legături.
pornind de la document și de la legătura pe care el și Bilașco o aveau cu clubul Astra. Bine, am fost o situație, noi trebuie să rămâșim înainte să intrăm în direct cu Becali, tot creditor al Astrei. Da. Atunci federația a dictat o amendă doar. Corect, a dictat o amendă, așa e. Bun, dar eu te întreb o chestie. Cum e posibil totuși ca un club să țină niște oficiali care au o firmă de impresariat? Adică mă gândesc totuși că poți verifica lucrul ăsta. Și nu e, atenție, nu e prima dată când se vorbește despre acest conflict de interese. Adică Mar a fost acuzat de conflict de interese când era la ASEA Târgu Mureș. Acum, în primăvară, Attila Hadnaghi de la Sepsi vorbea despre niște băieți șmecheri, bine, nu i-a dat numele lui Mara, niște oficiali de club care încercau să-l ia pe Mitra gratis de la Sepsi, să-l ducă la clubul lui Dan Petrescu. La Kayseri. La Kayseri, da. Adică, ok, CFR nu observă lucrul ăsta sau lasă să se întâmple lucrul ăsta, Federația și Liga înregistrează documente care demonstrează încălcarea regulamentului. Practic, e un stat fără câini, fotbalul românesc pare în momentul ăsta. Așa e. Concluzia aceasta este, da. Da. Concluzia, adică te aștepți să vezi și o dovadă a unui meci aranjat. Exagerez acum. Așa, păi... Și Federația și Liga să semneze că totul e în regulă. E bine, mergem mai departe. Da. Nu? Păi, cred că da. Adică, de vreme ce permiți... pas, da? Așa ar fi. De vreme ce permiți aceste lucruri, adică când se pot întâmpla astfel de lucruri, să se încalce regulamentele într-o mare frenezie, adică nu văd ce... Unde e limita? Adică ce ar mai putea Federația și Liga să... La ce ar mai putea să închidă ochii în viitor? Da, exagerez din nou. Da. E ca și cum Klopp ar face niște transferuri la Arsenal. Și ar avea bani de luat de la Arsenal. Nu. Fii atent. Klopp are un prieten foarte bun, fost jucător, să zicem... Care e în club. Stai un pic, da. Pe care îl trage Marius în club. Marius Nicolae. Nu, o să facem niște acuze acum și nu, n-are rost. Xulescu, da? Un jucător neamț. Are un jucător neamț, Jurgen Klopp. Îl ia la Liverpool, îl aduce conducător, fost jucător, doar că respectiv are o firmă de impresariat cu un alt jucător. Iar respectivul jucător începe să facă transferul la alte cluburi fără niciun fel de problemă. Exact. Bine, și mai și Klopp îi mai și botează copiii respectivului jucător, adică să fie toată legătura completă. Da. Și clubul, te gândești că acel club care a achiziționat jucători prin intermediul acelor agenți, da, le este cumva dator din moment ce agenții semnează o amânare, da, pentru ca respectiva echipă să nu rateze licența de prima ligă. Exact. Adică e un favor mare pe care Mara îl face Astrei în momentul ăla. Întrebarea e în ce calitate face Mara favorul, că el era director sportiv la CFR Cluj. Adică te poți gândi, bă, vă fac favorul ăsta, nu-mi dați banii acum, mi dați în ianuarie și poate vedem și la meciul direct ce facem. Că se poate, nu? Adică te poți duce cu gândul la chestia asta. Un astfel de favor în fotbalul românesc e dubios. Te poți gândi, dar meciurile Astra-FCSB au fost suspectate mai mereu din cauza relației pe care clubul din Giurgiu avea cu Becali. Deci că ori de câte ori Astra avea nevoie de bani, mai împrumutat de la Becali 100.000, 200.000 de euro, da, ca să se descurce. Și atunci când ai meci cu datornicul, da, îți închipui că ar trebui să fie mai ușor. Și întotdeauna lumea era cu lupa pe partidele acelea. Iar situația cu firma lui Mara și a lui Bilașco sună asemănător. Sigur, ei n-au injectat bani la Astra. Dar aveau bani de luat și au acceptat să fie amânați. Aproape aceeași situație. Bun. În cazul lui Becali. Am încercat să-l contactăm pe Bogdan Mara pentru a lua o reacție. A spus că nu poate intra acum. Va intra în jumătate de oră. Să vedem dacă va intra într-o jumătate de oră. Așteptăm și reacția lui Bogdan Mara în fața acestor documente pe care le-ați văzut mai devreme. Documente care arată incompatibilitatea dintre funcția sa de oficial de club la CFR și cea de impresar
într-o firmă înregistrată în care el a fost acționar, la fel și Marius Bilașco, celălalt oficial al CFR-ului și foarte bun prieten cu Bogdan Mara. Acum doar Bilașco a rămas în firmă în ultimul an și ceva, doar Bilașco este acționar în firma de impresariat, însă și Bilașco este oficial de club la CFR Cluj. Dincolo de asta, însă, mai e o chestie care a apărut în ultimele zile. E un filmuleț mai vechi dintr-o emisiune la Digi în care Bogdan Mara vorbea despre revenirea fotbalului de după pandemie și în timp ce vorbea foarte relaxat, domnule, se întoarce fotbalul, așteptăm fotbalul, asta se întâmpla undeva spre finalul primăverii anului trecut, începutul verii, de fapt, 2020. Bogdan Mara în direct la Digi, unde este și analist, deci practic el este și analist, și impresar, și oficial de club. Bogdan Mara are o declarație pe care o vom vedea în următoarele secunde și o vom analiza. Chiar a fost foarte greu, pentru că eu cred că toți care suntem microbiști avem în sânge acest lucru și ne e foarte greu să nu vedem un meci, să nu comentăm, să nu, nu știu, să nu pariem, să nu, toată lumea are o chestie cu referitor la fotbal. Dar există... Sunt atât de multe... Remus. Deci cum ne e greu să nu pariem, a zis Bogdan Mara, era director sportiv la CFR Cluj în momentul ăla. Ne e foarte greu să nu pariem. Bine... Nu cred că a vrut să spună. Nu crezi că a vrut să spună, nu? Dar ce crezi că a vrut să spună? Pe cai, pe ce, despre ce pariu era vorba oare? Nu, cred că s-a referit la microbiști în general, nu la el. A, și a folosit pluralul. A folosit pluralul identificându-se cu microbiștii. Noi, masa suporterilor. Da, ne e greu să nu pariem. Păi da, dacă îmi spui noi, masa suporterilor, ne e greu să nu pariem. Ești inclus și tu. Păi mă gândesc, adică da, nu cred că te gândești. Dom'le, eu n-am pariat niciodată, nu pariez și nu voi paria niciodată, dar noi, masa microbiștilor, nouă ne e greu să nu pariem. Adică cum poți simți ce simte masa când tu nu faci chestia asta? Corect. Cum poți ajunge să spui că ți-e foarte greu să nu pariezi, nu? Hai să mai vedem o dată declarația, poate totuși ne-a scăpat nouă ceva și n-am înțeles foarte bine. Vreo nuanță. Cum? Vreo nuanță, da, poate că omul are niște nuanțe și vrem să le vedem acum. Chiar a fost foarte greu, pentru că eu cred că toți care suntem microbiști avem în sânge acest lucru și ne e foarte greu să nu vedem un meci, să nu comentăm, să nu, nu știu, să nu pariem, să nu, toată lumea are o chestie cu referitor la fotbal, dar există... Sunt atât de multe... Te-ai răzgândit? Ai simțit nuanța? Salvatoare? A zis, toată lumea are o chestie referitoare la fotbal. Da. Adică toată lumea e pasionată, e conectată, da, în funcție de vreun interes. Ok. Zis, să vedem meciuri, da, să pariem. Marius Bilașco nu poate intra, e într-o ședință, a răspuns și nu poate intra într-o ședință. Bun, da, deci nu e greu să nu pariem. Practic în momentul ăsta cu această declarație, Mara mai încalcă o dată regulamentul Federației. De fapt, de data asta încalcă un articol legat de integritatea meciurilor. În regulamentul Federației, articolul 60 din regulamentul disciplinar, spune așa: fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA, UEFA, FRF, LPF, AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect direct în astfel de activități, se sancționează cumulativ cu A. interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani, B. penalitate sportivă de 300.000 de lei. Deci, practic, dacă Federația Română de Fotbal ar aplica regulamentul în momentul ăsta în cazul lui Mara, cariera lui Mara în fotbal ar fi aproape terminată. După două povești, adică după niște acte semnate în calitate dublă de impresar oficial de club și după mărturisirea asta din suflet că e greu să nu pariem. Da, mai gravă mi se pare partea cu documentul. Mai gravă. Cu afacerea, nu? Cu Astra. Da, cu mult mai gravă. Declarația, comentariul din emisiune e o gafă, de fapt. Așa. Isa întunecat mintea pe moment și a spus așa ceva. Da. Dar nu cred că poți să-l sancționezi pentru... Pentru că a spus că ne e greu să nu pariem. Da, pentru că n-a spus, domnule, am pariat. Ne e greu să nu pariem, adică... N-a spus că a pariat, nu e nicio dovadă că a pariat. Da. Dar documentul acela semnat cu Astra constituie o dovadă clară. Acolo nu mai e vorba despre nuanțe, despre interpretări, despre opinii. Da. Acolo e un act oficial semnat de Liga Profesionistă, bine, în momentul în care l-a semnat LPF. Da. Mai poți să constați că e neregulamentar și imoral? Când îl avizează LPF? Dacă noi semnăm, noi doi, între noi, da. Da, da. Și parafat de Guvernul României. Da.
Mai da. Putem fi condamnați? Păi dacă este ilegal, se îndreaptă justiția împotriva noastră și împotriva guvernului României. Corect. Adică cine de la guvernul României înregistrează actul respectiv, îl parafează, intră și el alături de noi în întreaga poveste. Complicitate la o ilegalitate. Mă rog, aici vorbim de o chestie, de o încălcare a regulamentelor sportive. Nu e nimic ilegal în povestea asta, însă e o chestie ilegal sportiv, din punct de vedere sportiv. Da, e o chestie care aruncă o umbră peste competiție și ajungi să te îndoiești de integritate. Nu e o dovadă că s-ar fi petrecut ceva care a afectat corectitudinea campionatului, dar te face să te întrebi, să suspectezi că s-ar fi putut petrece în baza acelui document. Și plus că te întrebi și câte ori mai fi. Câte astfel de legături ori mai fi prin campionat cu oficiale cluburilor care plimbă jucători prin alte cluburi. În moment ce Liga aprobă, da. De ce nu poate și Marius Corectoru să aducă jucători la Dinamo? Edi Ordănescu să recomande jucători pentru CFR. Exact. Nu, să-și ia pe cineva. Să-și ia pe așa ceva. Să-și ia pe cineva și să cum îi spune, și să facă niște transferuri. Edi Ordănescu să ia un fost jucător. Da. Și acum că vedem documentul acesta, eu chiar mă bucur că Astra a dispărut din prima ligă. Da. E un club căruia nu-i plânge de milă nimeni. Deși a descoperit și a expus câțiva fotbaliști foarte buni, da. Și a avut și rezultate, inclusiv în Europa, acestea sunt merite. Astra a fost un club dubios în permanență. Nu plătea salarii câte 3-4 luni, împrumuta bani de la Becalii, se oferea să-i paseze FCSB-ului jucători înaintea acelei partide cu Slovan Liberec din preliminarii Europa League. Un comportament tot de vasal al FCSB-ului până la urmă. Adică a fost un club pe care îl bănuiai în fiecare meci, în fiecare gest, în fiecare decizie. Nu era, n-avea nici un bazin de suporteri care să-l plângă, că a ajuns în situația de azi, așa că e mai bine că am scăpat cu toții de așa ceva din Liga 1. Bun, hai să ne întoarcem, să vedem. Poate Bogdan Mara va răspunde la un moment dat în timpul emisiunii, peste jumătate de oră, așa cum ne-a spus mai devreme, ne-a transmis mai devreme. Ar fi interesant și ca cineva din LPF să explice. Cineva din LPF, cam cine crezi? Gino Iorgulescu nu cred că s-a trezit la ora asta. Altcineva? Justin Ștefan. Hai să încercăm să dăm un telefon la Justin Ștefan, să-l întrebăm cum poate Liga să certifice, să înregistreze un document care dovedește totuși o încălcare a regulamentelor FRF. Atenție, că aici e, Liga va spune, domnule, nu sunt regulamentele noastre, sunt regulamentele FRF, făcute de Burleanu și de oamenii lui. Da, dar Liga nu poate să susțină că a făcut așa ceva ca să-și bată joc de FRF. Nu, categoric nu, dar va spune, domnule, nu era treaba noastră să verificăm. O să spună, domnule, noi nu avem un corp de verificare. Păi da, nu, ar fi absurd. Absurd. Ce? Dacă descoperim că există un act semnat între Clinceni și voluntari, prin care voluntari vinde meciul către Clinceni, LPF nu poate să susțină, am semnat pentru că nu e treaba noastră. Că e am înregistrat că nu, noi nu stăm să facem verificare. Am înregistrat, era o tranzacție comercială între două firme, iar noi putem să garantăm banii, datoriile unui club din drepturile TV. Am pus frumos o parafă, 631-10-9-2019 și am plecat acasă. Da, e competiția ligii profesioniste de fotbal. Este adevărat. Federația sunt este regulamentele federației. Sunt regulamentele federației. Regulamentele federației pentru competiția ligii profesioniste. Adevărat. Ar fi ridicol dacă LPF își declină competența asta, se face de râs. N-ai cum să nu-ți asumi. Păi stai puțin, LPF mi s-a părut că și-a declinat competența și când oficialii LPF semnau niște contracte cu niște sponsori ai Ligii 1. Un alt conflict de interese, practic. Știu, da. Adică despre ce vorbim? Da, dar acolo nu a fost o problemă care să fi putut să afecteze campionatul. Era un conflict de interese, nu era în regulă. Corect. Da. Dar nu bănuiai că afacerea aceea cu Casa de Pariuri, da, care e finanțat pe oficiale ligii profesioniste, putea să
afecteze rezultatele, clasamentul, competiția în general. Aici te poți gândi și la așa ceva, e diferență mare, nu? Da, uite, Iustin Ștefan nu poate să intre, a spus că e într-un loc. Nu pot să intru, sunt într-un loc. Mă rog, dacă nu poate să intre. Dar poate că odată și odată îl prindem totuși și ne va spune, domnul Iustin Ștefan, care e poziția ligii vis-a-vis de aceste documente înregistrate, care practic certifică o încălcare a regulamentelor FRF. La FRF e caz pierdut, nu avem pe cine să sunăm, acolo e o instituție quasi militarizată, nu răspunde nimeni decât după îndelungi mail-uri și insistențe. E mai rău decât pe vremea lui Mircea Sandu. La FRF? Da. A, la FRF, da. Credeam că la Liga te referi, că dacă spui că Liga e quasi militarizată, nu, o supraestimezi. Nu, la FRF mă refer. Quasi adormită. Nu, la FRF mă refeream. La FRF, da. Adică pe da. Vremea lui Mircea Sandu mai sunai un Adal Bercaș, ai mai răspundea la telefon, te mai bălăcărea, te mai înjura. Mircea Sandu te mai bălăcărea, te mai înjura. Acum nu mai intră nimeni la telefon. Totul este instituționalizat, totul este transparent. Uite, ai văzut, dacă nu aveam documentele alea de la federație, nu vedeam neregulile lui MB World Soccer. Vezi? Sunt șanse mai mari să luăm pe cineva prin telefon de la SRI în emisiunea aceasta decât de la FRF. Și dacă lucrează la FRF? Să profităm de... Da, crezi că e conflict de interese dacă ar lucra și la SRI și la FRF, apropo de regulamentele FRF? Ar fi, cred. Ar fi. Bun, hai să vorbim despre derby, pentru că aseară FCSB a distrus-o pe Dinamo, a fost 6-0, tu ți-ai spus o primă părere, însă vreau să te întreb încotro o ia Dinamo în momentul ăsta, sau cum crezi că merg lucrurile la Dinamo în momentul ăsta? Cum vor merge de acum încolo? Și cum de s-a ajuns totuși aici? Pentru că, ok, n-au fost bani, nu s-a întâmplat nimic cu clubul ăsta, era în pragul falimentului, însă la un moment dat clubul a intrat în insolvență, au apărut niște oameni care au zis, domnule, noi putem să punem clubul pe linia de plutire. Au venit și niște jucători, cărora mă gândesc că le promiți ceva, o stabilitate, că altfel nu-i aduci. Da. Cum? În insolvență ești obligat să plătești salarii la zi. Da. Și atunci înțelegi de ce, sau cum i-a atras Dinamo pe jucătorii aceștia, plus că erau jucători șomeri, pe care nu-i luase nimeni. Da. Se închidea fereastra de transferări și ei nu-și găsiseră echipe. Și atunci au acceptat să vină la Dinamo. Poate suna ciudat după masacrul la care a fost supus Dinamo aseară, dar și eu, așa cum s-au exprimat și câțiva jucători ai lui Bonetti, și eu am convingerea că echipa o să progreseze în perioada următoare și că va reuși să rămână în prima ligă. Pentru că sunt câțiva fotbaliști cu istoric important, da, în campionatul românesc și nu numai în campionatul românesc, a căror condiție fizică a fost dezastruoasă aseară și este dezastruoasă, dar ea poate fi reparată în 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Va mai fi în curând, în octombrie, încă o pauză provocată de meciurile naționalei. Păi da, dar dacă va fi tot o pauză de asta după care vine un rezultat din ăsta... Adică să da, atunci o să poată să mai antreneze Bonetti și să mai corecteze condiția fizică. Pentru că spuneam și la începutul emisiunii, sunt fotbaliști care stăteau de luni sau ani chiar. Da. Nica stătea de 2 ani. Da. N-au cum să se descurce după asemenea pauze, dar antrenați 2, 3, 4 săptămâni, e posibil ca ei să-și revină, mai ales că n-au nici vârste înaintate. Nu e niciunul de vârsta lui Culio. De la CFR. Da. Torje, Ivanovski, Iliev, care n-a apărat aseară și sunt convins că o să apară ca titular în poartă. Cosmin Matei, care aseară a fost extrem de slab, dar se vedea pe fața lui, era epuizat, era schimonosit de efort la un moment dat. Și mai trebuia să facă și toată banda să-l ajute pe Amzar, care săracul era de pe altă planetă. Da, nu l-a ajutat deloc. Da. Poate Răzvan Popa... Apărarea, mai ales apărarea, arată rău și sună rău și ca nume. Aseară, Andrei Radu, un stângaci folosit ca fundaș dreapta. Pe urmă, da. Gheafer cu Ricardo Cristore. Stai să-i luăm pe rând. E un puști, Gheafer, da? Da. Un puști. E, puștul ăsta, la un moment dat, în timpul meciului, s-a întors el războinic, așa, spre peluza, da, Cătălin Hâldan și a început să urle. Doar că, același puști,
nu prea stătea în ghete, nu și-a ales bine crampoanele aseară. Adică, la faza primului gol a fost pus în fund de un Cheșeru care, să mă ierte Dumnezeu, nu mai are finețea de cobră de acum câțiva ani. Adică, mișcările lui nu te mai pot destabiliza chiar așa de ușor. Corect. Cu tot respectul pentru Cheșeru, care a făcut un meci foarte bun, însă tu cazi în fund. Uite, se și vede. A rămas aici în imaginea de mai devreme, dacă, uite, în ecran era o bucată de Jaffer, rămâne în cadru. Săracul a alunecat, nici măcar n-a fentat Cheșeru, doar s-a uitat la el și Jaffer era pe jos. După care, la încă un gol, Jaffer alunecă ca Bambi pe gheață, cam așa era. Dar el era foarte, foarte preocupat să le transmită suporterilor să susțină echipa. Mi se pare că nu prea își vedea de treaba lui pentru care a fost plătit și pentru care a fost băgat în teren. Poza anterioară, ia să vedem, înainte de asta cu Cheșeru jubilând. Încă o imagine, hai să o vedem și poate o vedem în ecran. Aici, iată. Deci ce rămâne aici în imagine? Un rez de Jaffer. Ia, poate tragem un pic și dăm toată poza. Iată-l. Deci săracul Cheșeru n-a fentat, că el pătrunsese așa în viteză, s-a dus până unde îl oprește inerția, iar Jaffer era pe jos, iată-l, fără să se întâmple nimic spectaculos, adică nu era ca și cum l-a driblat Messi, nu, dar după care Ricci Grigore, să-mi fie iertat, dar băiatul ăsta n-are nicio treabă cu nimic, sincer, adică e singurul fotbalist despre care am spus vreodată chestia asta, Remus, și îmi pare rău că spun chestia asta, dar Ricci Grigore este... Cred că are un viitor în orice altă meserie în afară de asta. Adică mă uitam și aseară la el, se repede la pasa aia printre ei doi, printre el și Amzar, se repede, efectiv, se duce înainte. N-are nicio treabă, adică nu e pe nicăieri el. Da. Și joacă deja de multă vreme. Da. Dar vezi, când remarcăm slăbiciunile acestor jucători, da, trebuie să ne amintim și cum Gabi Răduță a făcut paradă, da, de vreo 2 ani, în continuu, pe toate televiziunile și pe toate site-urile de sport, da, în continuu ne repeta ce mari fotbaliști a crescut el la Dinamo, ce talente fantastice a descoperit. Da, corect, așa e. Dacă li s-ar oferi încredere, jucătorii acestea ar uimi campionatul, ar fi ceva grozav. Și vedem acum, când de nevoie Dinamo a apelat la creațiile lui Gabi Răduță, Dinamo e ciuca bătăilor, are 5 înfrângeri la rând, arată ca o victimă. Da. Cu fotbaliștii lui Răduță. Lumea să înțeleagă și să nu mai ia în serios când se tot laudă în continuu cum ar fi generații de fotbaliști grozavi. Păi uite, poate îl sunăm pe Gabi Răduță în dimineața asta să ne explice... Poate ne explică el. N-are ce să explice. Păi crezi că n-are ce să ne explice? Cum ar putea să explice? Păi poate să spună, domnule, am antrenat foarte bine, i-a luat Bonetti și... își bate joc de ei. Să spună așa ceva, da. Să spună asta. Să spună că Bonetti este extrem de slab, da, și nu reușește să-i folosească pe Amzar, pe Gheafer, pe Ricci Grigore, pe Gianni Crețu, pe Moldoveanu, pe Bani. Da. Sunt o grămadă pe care Dinamo i-a rulat. Da. Dacă tu preiei acum clubul Dinamo și reușești să-l cumperi fotbaliști foarte buni, și ai nevoie să folosești un jucător dintre aceștia ca să respecti regula sub 21, tu nu știi la care să apelezi, că niciunul bun, în mod clar. Nu știi. Da. Poți să-l folosești pe oricare dintre ei, că e la fel. Adică Răduță, cu metodele lui de la Masia, n-a reușit să creeze un fotbalist bun. Da. Nu foarte bun. Bun pentru campionatul românesc. Vedem, Costache la CFR e cel mai slab. Așa. Mai ești de meci. Nu ești prea dur totuși cu el? Ți se pare, nu, da? Este îngrozitor. Îngrozitor. L-am văzut și acum la Botoșani. A jucat o repriză. A fost extrem de slab și nu progresează deloc. Asta mi se pare șocant. Deși CFR a tras de el 2 ani cu regula sub 21. Acum nu mai e under. Dar continuă să joace des. Da. Nu progresează. Ciobotariu joacă foarte rar. Doar când nu mai există deloc fundaș central, evoluează Ciobotariu. Da. Și ei provin tot din fabrica lui Gabi Răduță. Nu, n-am nimic, nici n-am vorbit vreodată cu Gabi Răduță. Dar mă tot sâcâia autocomplimentarea aceasta. Da. De 2 ani, odată la 2 zile, Gabi Răduță explică cum a creat minunile din Ștefan cel Mare. Da, Gabi Răduță pariază pe Eșan, care a luat 3-4 goluri de la centru terenului. Mă rog, asta cu pariază...
să fim atenți. Cu... E în emisiunea asta, da, să da. E ca și cum am... Exact. Gabi Răduță mizează, hai să spunem mizează, deși și miza. Dar miza poate să fie și la un joc de Macau. Da. Nu doar la pariuri. Da, dar uite, cu Dușan Urin părea că Dinamo se ridică. Adu-ți aminte. Însă DDB a spus, domnule, nu avem nevoie de Dușan Urin, noi vrem pe Dario Bonetti, care e un mare antrenor, de la Sopron, venit de la... Acum să fim corecți, Urin avea și câțiva fotbaliști în plus. Așa, la cine te referi? Era Albentosa, un fotbal central foarte bun, peste nivelul obișnuit din campionatul românesc. Era plecat, n-a mai putut fi păstrat. Bun. Era Nemeț, așa cum era el, era vârf. Aseară Dinamo a jucat fără atacant, că Torje nu poate fi, n-a fost niciodată numărul. O, el a încercat să joace rolul într-un plan făcut pentru contraatac, care n-a ieșit, a fost Zob până la urmă. Uh-huh. Mai era mijlocașul ofensiv adus de la Bari sau de la Chievo, de la Chievo împrumut, așa. Nu mai știu, suedez, a jucat și el. Chiar dacă la început a fost criticat, pe urmă a fost important, okay. A contribuit. Adică Urin avea un material un pic mai bun decât are Bonetti acum. S-ar putea să aibă și Bonetti, doar că Bonetti are nevoie întâi să repare niște jucători înainte de a încerca să-i asambleze într-o echipă serioasă. Bun, fii atent, discutăm cu fostul capitan al lui Dinamo, Gianni Chiriță. Bună dimineața, Gianni. Bună dimineața, dar nu vă aud prea bine. Ne auzi acum? Ia să vedem. Ia vezi. Acum e ok? Ne auzi? Hai să zicem. Bun. Zim o impresie de după meciul de aseară. Păi, dar sunt mai multe, din păcate, și toate negative. Dar na, știi cum e? E dureros, doar că toată lumea acum probabil o să sară la gâtul jucătorilor. E, uite că eu nu o să fac asta, pentru că până la urmă sunt niște jucători tineri, plus niște jucători aduși la Dinamo care n-au mai jucat de foarte mult timp la echipele lor sau poate au fost pe dreapta și au fost aduși la Dinamo. Așa că problemele astea eu zic că sunt din trecut. Sunt de ani de zile, persistă și ăsta e rezultatul până la urma urmei. Pe bun, dar dacă problemele astea vor persista și lucrurile vor continua așa, e înspăimântător unde ar putea să ajungă Dinamo. Da. Da, da, da. Din păcate, cam acolo se duce totul, pentru că eu am spus-o din primul meci. Când am câștigat primul meci, toată lumea era puțin entuziasmată și am spus hai să o luăm ușor, pentru că lotul actual este unul care se va bate cel mult pentru play-out. Să nu zic mai rău, pentru că știți ce înseamnă pentru mine Dinamo și n-aș putea să spun lucruri așa de grave. Bine, Torje aseară după meci spunea că o să vedeți, echipa asta e de play-off, va merge în play-off. Pare o nebunie în momentul ăsta să spui lucrul ăsta. Este bine că a spus asta pentru că le dă moral jucătorilor tineri, doar că Dinamo la ora actuală trebuie să facă niște transferuri solide. Și să nu uităm și de greșeala mare pe care a făcut-o arbitru. Așa, te referi la eliminarea lui Steliano. Da, 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 da. Și vedeți și voi cât este de necesar să avem acest VAR, pentru că dacă aveam VAR-ul, nu mai exista niciun dubiu. Mm-hmm. Deci, practic, tu spui cumva că meciul se rupe totuși acolo, adică diferența n-ar fi fost atât de mare. Dar, da. Eu nu spun, Doamne ferește, că FCSB-ul n-au o echipă mai bună decât noi la ora actuală. Este normal. Da. Au făcut niște achiziții, doar că acolo s-a rupt total echilibrul jocului. Tu mai crezi că jucători precum Torje, Cosmin, Matei vor reveni în formă foarte bună? Este greu de crezut, pentru că, în primul rând, și ei au nevoie la rândul lor, ca jucători, ca fost jucători care au jucat la echipele lor ca și titulari, au nevoie de alți jucători care să fie buni, să le dea și lor moral. Nu este numai invers. Și atunci le va fi și lor foarte greu să reintre la forma pe care au avut-o acum câțiva ani de zile. Da. Adică să-i ajute echipa pe ei, nu să-i vadă ca pe niște salvatori. Exact. Trebuie să-i ajute și echipa.
Vreau să te mai întreb o chestie. Cum îți explici totuși faptul că într-un moment în care echipa se așezase cu Uhrin și avea victorii, rezultate, cei de la DDB au zis, domnule, nu continuăm cu Uhrin, mergem cu Bonetti. Adică, care e totuși logica sportivă a unei astfel de mișcări? Când ai o echipă care merge, schimbi lucrurile și aduci un antrenor, ok, care a mai fost de două ori la Dinamo, dar n-a rupt cine știe ce rezultate în mandatele precedente. Da, acum știi cum e, că e foarte greu din afară să vorbești și să spui, da, bun, era mai bine ținut dacă trebuia să rămână Uhrin. Poate n-a mai vrut să rămână Uhrin. Da, poate, corect. Așa că să ne dăm noi cu presupusul de afară e foarte ușor. Nu știm care a fost treaba acolo, pentru că ei știu despre ce e vorba. Ce a fost nu se va mai poate întoarce niciodată. Hai să vedem ce putem să facem de acum încolo. Echipa asta, din păcate, se va duce în jos. Echipa asta nu mai are identitate, începând cu banca de rezerve. Echipa asta o reprezintă doar suporterii. Și nu este de ajuns. Ok, noi cântăm, suntem acolo, aproape de echipă, dar ce facem? Unde ne ducem până la urmă? Ne ducem în Liga a doua? E posibil. Îți imaginezi cum te-ai fi simțit dacă te-ai fi aflat pe teren aseară și ai fi pierdut cu 0-6? Nu există la noi așa ceva. Adică nu m-am gândit niciodată în viață. Cât am fost la Dinamo și știți foarte bine că am jucat trup și suflet pentru echipa asta, eu și generația mea, pentru noi nu exista așa ceva. Am avut și noi înfrângeri, dar nu așa. Și nu ne-am gândit niciodată în viața noastră că o să avem scorul ăsta vreodată. Ai un mesaj pentru jucători, pentru jucătorii lui Dinamo, de la un fost capitan al lui Dinamo? Trebuie să ridice capul din pământ. Este un eșec. Din păcate, o să-l poarte toată viața în spate, da. Doar că au o viață de fotbaliști în față și trebuie să meargă înainte, indiferent ce se întâmplă. Și că au pierdut și dacă pierdeau acum, trebuie să se resemneze puțin ca și moral, pentru că nu se ajungea la scorul ăsta dacă nu se rupea echilibru acolo cu eliminarea lui Steliano. Dar ei trebuie să meargă înainte și trebuie singuri, pentru că până la urmă antrenorul într-adevăr deține bagheta aia, doar ei ca jucători trebuie să ridice capul din pământ și să meargă mai departe. Mulțumesc mult de tot, Gianni, pentru intervenție. O zi bună. Zi frumoasă. Toate bune, numai bine. Da. Încotro o diferență. Da. Dinamo au mai pierdut cu 0-5 cu Steaua, da, în 1998. Okay. Și atunci a fost un rezultat dezastruos. Diferența era că Dinamo avea atunci jucător bun. Din diverse motive, echipa nu funcționa. Mergea prost în general în campionat, nu doar în acel derby, dar erau jucători buni, adică existau Ciobotariu, Bătrânu, Florea, Contra, Căldan, Mihalcea. Erau multe nume importante care aveau să confirme în fotbal, inclusiv în echipa națională, în cupe europene, la cluburi mari. Din echipa de acum, nu prea poți să pariezi pe cineva. Atunci ne era și le era clar tuturor că era Contra un viitor fundaș dreapta foarte bun. Toată lumea miza, ca să nu mai spun iar paria, toată lumea miza că avea să devină Contra un fundaș dreapta excelent. Da. Toată lumea îl vedea pe Mihalcea un viitor golgheter. Da. Ciobotariu era deja jucător de națională, bătrânul și el la fel. Acum nu mai poți să indici pe cineva. Tu poți să pariezi că să mizezi. Ricardo Grigore va fi națională sau că Gheafer va juca în Champions League vreodată? Aș putea să fac rămășag, Remus, că ar putea să faci rămășag. Exact. Da. Like mereu uit că ți se zbârlește părul când auzi. Nu, că după aia mi-aduc aminte de domnul Mara. O să mai vedem o dată declarație la final, să ne mai amuzăm un pic, că poate totuși la final, mai limpezi la minte după o oră de emisiune, ne dăm seama de fapt de ce a vrut să spună. Vreau să te mai întreb o chestie totuși. O să spui, bă, ăsta începe cu nebuniile lui. Dar eu te întreb o chestie. Nu o să spui, bun. Ai avut vreun secundă senzația în meciurile lui Dinamo din ultima perioadă, că la un moment dat, pe final de reprize, intră așa ca o stare de... Ai văzut taurii în coridă când li se pune capa aia roșie prin față la un moment dat? O iau razna. Deci, efectiv, nivelul lor de agresivitate crește brusc când văd chestia aia roșie prin față fluturată. Ai avut vreodată senzația la vreun meci al lui Dinamo că la un moment dat, brusc, din senin, niște jucători devin foarte agresivi intrând foarte tare?
la adversari? Caută cartonașe roșii, la asta te gândești. Fiindcă au variat pe roșii. Nu știu, eu am senzația și inclusiv aseară am avut senzația din minutul 35, mă uitam la meci și din minutul 30-35, jucătorii lui Dinamo intrau întârziat la jucători, la adversari, în momentul în care aveau mingea, de fiecare dată, intenționat, intrări târzii pentru a lovi adversarul. Întrebarea e de ce făceau chestia asta? La intimidare? Dacă o făceau la intimidare, cineva, Stelianu Filip, care a fost eliminat pe nedrept, să spunem, ar trebui să-și asume cartonașul roșu, pentru că s-a creat o stare, în 5 minute se crease o stare de tensiune pe teren, brusc, total nejustificat, adică, în mod normal, în primul rând, nu e sportiv ce făceai, adică trebuia să dea vreo 10 galbene Ișvan Covaci din minutul 30, la intrările târzii de după pasă ale jucătorilor lui Dinamo. Da. Ok, eliminarea lui Stelianu Filip este nejustificată, dar cotul lui Sorescu în gâtul adversarului de după pauză, ce facem cu el? Că ăla e un cot intenționat, adică se și uită la adversar și bagă direct cotul în gât. Tot cu Vali Gheorghe, a fost și Sorescu. La Sorescu am văzut chestia asta de ceva vreme. Sorescu, la un moment dat, intră într-o febră din asta a violenței, ori în jur arbitru, ori intră tare la adversari și mă uitam peste galbenele lui. Foarte multe sunt luate în ultimele 10 minute ale reprizelor. Adică pare că la un moment dat nu mai are oxigen în creier. Exagerezi să te gândești la... Crezi că exagerez? Ceva premeditat. Nu știu. Sunt convins că exagerez. Eu nu mă gândesc la nimic premeditat. Mi-aduc aminte doar de declarația lui Stelianu Filip făcută aici în direct, care a spus, domnule, mi s-au propus 25.000 de euro să iau un cartonaș galben. Atenție! Stelianu Filip, acum un an jumate la GSP Live, a declarat cu subiect și predicat, mi s-au propus 25.000 de euro să iau un cartonaș galben. Dacă se propun jucătorilor din Liga 1 25.000 de euro să se iau un cartonaș galben, eu am dreptul să mă uit atent la jucătorii care dintr-o dată devin foarte agresivi pe teren în Liga 1. Am dreptul să fac chestia asta? Să-mi pun un semn de întrebare. Ai dreptul, dar de ce te-ai apucat să vinzi un meci cu FCSB? Așa, dar nu vinzi meciul. Nu, da, dacă te-ai pus și iei cartonașul roșu intenționat, ai vândut meciul. Nu, stai că tu nu vrei să iei cartonașul roșu, tu vrei să iei un galben. Și Ișvan Covaci... Ișvan Covaci zice, vrei un galben? Lasă că îți dau eu un roșu. Nu, și chiar tu spuneai că a fost o atitudine generală a echipei. Asta ar însemna ca toată lumea să fi discutat în vestiar, haide să luăm cartonașe galbene, că am pariat cu toții. Vezi că acum un an și ceva în vestiarul lui Dinamo se vorbea despre faptul că ar fi niște jucători care pariază pe cartonașe galbene. Și asta o știu din vestiarul lui Dinamo. Acum un an și ceva se întâmpla lucrul ăsta. Nu mai știu câți dintre jucătorii de acum erau și atunci. Dar mai sunt câțiva, dacă stăm bine să-i luăm la număr. Eu cred că a fost o atitudine venită din neputința pe care o zgândărea Peluza. Așa. Că suporterii îți dau energie în plus, te fac să fii mai agresiv în atmosfera aceea. Dar suporterii nu îți pot transmite talent de fotbalist. Dacă pe noi doi ne-ar susține toată populația planetei, tot n-am fi capabili să jucăm în prima ligă. Eventual, injectați cu adrenalină, pocnim pe careva pe teren și luăm cartonaș roșu. Că mai mult atât nu putem să facem. Nu o să pasăm bine, nu o să driblăm, nu o să șutăm. Uh-huh. Cred că așa ceva s-a întâmplat. Nu că au vorbit în vestiar să ia 10 cartonașe galbene. Eu nu cred că se vorbește chestia asta totuși în vestiar. Adică nu vorbești cu nimeni. Poate doar între ei, 2-3 jucători ar putea să vorbească asta. Tocmai. Și a fost o atitudine generală aseară. N-a fost doar Filip. Uite, îți promit că terminăm emisiunea, o să iau meciul din nou și o să mă uit la perioada de timp de dinainte de eliminarea lui Stelianu Filip și o să-ți pun număr toate intrările târzii la jucătorii de la FCSB care meritau cartonaș galben, le număr, le îndosariez cine, de câte ori a intrat la cine și după aia discutăm. Promit că fac chestia asta. Adică chiar mă interesează lucrul ăsta, pentru că, repet, nu îmi explic... Nu îmi explic agresivitatea unor jucători de la Dinamo în multe meciuri, nu doar aseară, în multe meciuri. Dintr-o dată, o agresivitate care apare la un moment dat spre final de reprize. Deci parcă băieții aia, creierul lor s-a terminat tot oxigenul din creierul lor și în momentul ăla acționează așa, ca niște roboței agresivi care trebuie să intre la cineva. Nu mai contează la cine, trebuie să intrăm la cineva agresiv. Da, și tu ai spus că n-a fost o atitudine valabilă doar în intervalul acela de dinaintea pauzei. Că Dinamo a jucat la fel și în repriza a doua. Cotul lui Sorescu la Gheorghe. Păi da, e repriza a doua. Da, dar Sorescu n-a luat galben în prima repriză. Da, Dinamo s-a comportat. Dacă ar fi luat galben în prima repriză, nu mai intra cu niciun cot la nimeni, Sorescu, cred.
Amator Răuță trebuia să fie eliminat și el. E, avea deja galben. Ia uite. Avea deja galben și a comis un fault de al doilea galben, de priza a doua. Adică încă doi jucători ai lui Dinamo trebuiau să fie eliminați, dar mi se pare exagerat să crezi că dinamoviștii au plănuit ca trei dintre ei să ia cartonașe roșii în derby. Dar nu roșii, stai că nu vorbea nimeni de roșii aici. Da, Filip a luat roșu, Răuță și Sorescu meritau roșii. Și ei doi. Da. Poate că au fost supra-injectați de Bonetti. Înseamnă că au vândut meciul, nu? Supra-injectați de Bonetti. Nu, eu sunt convins că erau supra-injectați de peluză și frustrați din cauza neputinței. Că nu e ușor să suporți. L-auzeam pe Gianni Chiriță. N-ar fi suportat nici el ușor să piardă așa, dacă ar fi jucat. În acel meci pe care l-am pomenit din 98, Răchită și Hâldan s-au luat la bătaie și pe teren și pe culoar. Au fost eliminați amândoi. Tocmai că nici atunci Dinamo nu suporta ușor să piardă cu 0-5 un derby. Te gândești că jucătorii lui Dinamo pariaseră și atunci în 98? Nu știu ce să-ți spun. Uite, chestia asta mă depășește. Erau pariuri de atunci? Mă depășește treaba asta, sincer. Eu îți spun doar de actualitate și de ultimii ani la Dinamo. Am observat chestia asta în ultimii ani. Dacă te-ai uitat mai atent, că ai vedea și la, în alte echipe. În alte echipe chinuite, așa cum e Dinamo acum, chinuite. Da. Bun. Repet, mie nu mi-e sunt din cap declarația lui Torje de la emisiune. Domnule, mi s-au propus o căruță de bani pentru un galben. A lui Filip, pardon. 25.000 de euro pentru cartonașe galbene. Sincer, cam mulți bani și cam mare tentația la un club unde banii sunt cum sunt. Da, eu nu cred nici că Filip a primit în mod serios propunerea aceea. Uite, anul trecut, în play-out, sezonul trecut, Dinamo era lider la cartonașe galbene în play-out. Lider, dar lider de departe cu cartonașe galbene. Lider. Sorescu și Filip, primii doi alături de Popescu. Cu număr de cartonașe galbene. Adică băieții ăștia sunt foarte agresivi tot timpul. Și agresivitatea apare la ei, deci nu e pe toată durata meciului, are niște perioade așa. La un moment dat, pac, cineva intră în priză. Buf, trebuie să fac fault. În funcție de minute, nu? Nu știu. Poate dar aseară au fost agresivi pe toată durata meciului, aseară. Da, ok. Eu cred că din chestia asta, la un moment dat, eu cred că o să mai aflăm lucruri despre povestea asta. Da? Dar e bine de știut și de urmărit. Uite, dacă discutăm noi acum, poate că nu mai sunt agresivi în următoarele meciuri, jucătorii respectivi. Da. Poate o să asiste Moi cum adversariile care goluri, nu? Exact. Nu Moi, dar nu cu cotul în gât. Nu cu cotul în gât sau nu jurăm arbitru sau nu... Poate că nu. Bun. FCSB. Cât e meritul lui FCSB aseară și al lui Edvard Iordănescu? Că am vorbit despre Dinamo și despre starea jarnică în care s-a prezentat Dinamo. Are merite și FCSB, dar ele nu trebuie să fie exagerate, pentru că Dinamo e o echipă pe care o mai bătuseră și alți patru adversari, înainte să o prindă FCSB. Iordănescu și oamenii lui greșesc dacă ajung să se umple în pene după succesul acesta. Sunt convins că Edi nu va ajunge acolo. Trebuie să vadă exact pe cine au bătut, că au învins cea mai slabă echipă din campionat. Trebuie să nu uite FCSB-știi înfrângerea de la Cluj, care a fost de curând, nu în urmă cu luni de zile. Adică valoarea, nivelul de joc al FCSB-ului nu e neapărat acela de aseară, e și acela pe care echipa l-a etalat împotriva CFR-ului. Trebuie să avem în vedere ambele dispute. Dar FCSB o să progreseze, sunt convins. Să progreseze în lunile viitoare, dacă Edi Iordănescu va avea timp și va avea și un pic de noroc să lege câteva rezultate bune care să-i asigure liniștea, adică să nu-l scoată pe becalii din adormire. Da. Are nevoie de un timp. Am scris și în cronica meciului de aseară, Edi Iordănescu e bun, dar e un antrenor. Nu e Merlin, nu e Gandalf,
El nu poate să apeleze la acte de magie. El poate să antreneze echipa. Și a preluat o echipă pe care în ultimii 3-4 ani au condus-o doar un fel de instructori de sport. Vintilă, Totoran, Andronache, Betrea, da. Oameni care nu mai conduseseră echipe în trecut. Și istoricul acesta de muncă amatoare nu poate să fie șters de Edi Iordănescu în două săptămâni sau în 3 săptămâni. El are nevoie de un timp. FCSB e o echipă care a mers pe pilot automat, fără antrenor, 3-4 ani și acum când are un antrenor real, antrenorul acesta nu poate să o redreseze brusc. Da. Miza este pentru Edi să câștige timp. Nici lotul nu e grozav acum când lipsesc Budescu, Tănase și Coman. Adică da. Lotul pe care FCSB l-a avut aseară în meciul cu Dinamo nu e unul de titlu. Nu e unul de câștigarea campionatului. Da. Dar când vor reveni și cei trei, echipa o să devină foarte puternică, mai ales în compartimentul ofensiv, față de nivelul normal din campionatul nostru. Adică un atac Cheșeru Budescu nu ți se pare de titlu? Ba da, este. Plus Tănase, Coman, Octavian Popescu, fiindcă va trebui să joace și el, că e sub 21. O să crească echipa. Important este ca Becali să accepte în continuare planul pe care l-a inițiat de curând, da? Și să nu-i lipsească meseria de antrenor lui patronului. Bun, fii atent, că tu ești Toma necredinciosul, eu sunt Toma poate prea credinciosul. Îți voi da invers, cred, sau mă rog, invers, cum vrei tu, așa, da. Îți dau un exemplu dintr-un meci din România, jucat în România, și tu vreau să-mi explici un lucru conform teoriei tale, asta de necredincios sau de poate prea credincios. Da. Deci, meci de fotbal în România, oficial, important, temperatura afară minus 25 de grade, fără exagerare, minus 25 de grade era consemnată, minus 25 de grade, un atacant înscrie și își dă tricoul jos după ce dă gol. Da. Și ia cartonaș galben. Da. Ce facem cu chestia asta? Dom'le, exuberant, nu? Ții minte, ai și scris atunci, nu? Exuberant, nu? Un atacant exuberant. Adică, da. Foarte bucuros. Un reflex. Exact, și un reflex. Și un reflex, corect, și un reflex. E un reflex. Și un reflex, îți dai tricoul jos, chiar dacă-s minus 25 de grade, tu îți dai tricoul jos. E, ulterior, la câteva săptămâni după meciul respectiv, care era într-o fază superioară a Cupei României, jucătorul respectiv avea să fie descoperit că avea două bilete la pariuri pe cartonaș galben pentru el în meciul respectiv. Și omul ce a zis? Fiind atacant, nu putea totuși să sară cu picioarele pe adversari așa de ușor, a zis, lasă că o fac altfel, dau gol și scot tricou și iau galben. Deci omul avea pariaz bani pe galben el în meciul respectiv. Apropo de ce se întâmplă în România. Și în mod normal ai fi spus, domnule, asta e, era exuberant. E normal să generalizezi. Da. Nu, corect, așa e. Nu generalizăm, categoric. Dar eu îți dau exemple. Exemple și exemple. Vin cu exemple, vreau să-ți spun că... Criminal. Asta nu ne face criminal, potențial criminal. Categoric. Vreau să-ți spun că în fotbalul românesc, practica parierii pe cartonașe galbene este mult mai extinsă decât credem noi. Asta vreau să-ți spun. Iar faptul că în fotbalul românesc se pariază într-un mod mai extins decât credem noi, poate fi dovedit și din declarația pe care o revedem acum, ca să ne mai distrăm la finalul meciului, la finalul emisiunii. Hai să ne mai vedem o dată pe Bogdan Mara ce spunea acum un an la Digi că revenea fotbalul. Chiar a fost foarte greu, pentru că eu cred că toți care suntem microbiști avem în sânge acest lucru și ne e foarte greu să nu vedem un meci, să nu comentăm, să nu, nu știu, să nu pariem, să nu, toată lumea are o chestie cu referitor la fotbal, dar există... Sunt atât de multe lucruri. Da. Remus, ne e foarte greu să nu pariem. Ne e foarte greu să nu pariem. Cred că asta se întâmplă cu tot fotbalul românesc. Ne e greu, foarte greu să nu pariem. Remus, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. O să mai, îți spun eu că o să mai vorbim despre subiectul cartonașe galbene în fotbalul românesc. Și o să vii și o să spui...
O să vin și o să spun. O să vin și o să spun. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineața la 9:01 la GSP Live. Nu uitați însă peste zi www.gsp.ro pentru cele mai importante subiecte din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună. Pe mâine.